Doamnelor și domnilor, astăzi se împlinesc 200 de ani de când, în urma păcii de la Chișinău, Imperiul Țarist, în înțelegere cu Imperiul Otoman, a ocupat Basarabia. Astfel, trup din țara noastră strămoșească, din țara lui Ștefan cel Mare și Sfânt, s-a depărtat de matricea spirituală în care s-a regăsit și în care ne-a format ca popor și ca națiune și a ajuns să fie dominată de o națiune străină. Ieri a fost marcată Ziua Internațională a Familiei. Cu părere de rând, pe parcursul a aproape 200 de ani zile, a fost distrusă familia acestui an, care crește, care urmește pe acest pământ. Anume familia, celula care constituie, de fapt, celula constituie a unei societăți la unui neam. Cu alte cuvinte, asta demonstrează faptul că acest popor a fost supus unui genocid. Și acele lucruri, datorită unor factori interni sau externi, se întâmplă în ziua de azi. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei care cândva au pătimit pentru țara aceasta, pentru limba română, pentru neamul nostru, să ne rugăm lui Dumnezeu să-i odihnească în pace și în același timp, prin această rugăciune, să ne luăm un angajament, dacă n-am făcut până acum ce trebuia pentru neamul nostru românesc, să facem de acum înainte. Nu trebuie să vină cineva să ne spună de ce neam ești tu, sau cine ești tu, sau ce faci tu, ci tu trebuie să te străduiești ca să afli cât mai mult despre tine, despre neamul tău, despre țara ta, despre cultura neamului tău, despre ce au făcut cei dinaintea ta pentru tine. Și atunci când te implici, cu siguranță afli un adevăr. Și acest adevăr, dacă l-ai aflat și este nealterat și este corect, atunci vei fi un om al adevărului și te vei lupta pentru acest adevăr și tu. Biserica Mitropoliei Basarabiei este o biserică care slujește neamul. Și slujind neamul românesc, nu face decât să apere adevărul acestui neam. Prin acest tratat, două state au împărțit teritoriul un al treilea stat, neavând niciun drept istoric sau firesc să facă lucrul acesta. Turcia a cedat ceea ce nu-i aparținea, ori Rusia a acaparat ceea ce nu avea niciun drept să facă lucrul acesta. E regretabil faptul că și după 200 de ani, ocupația n-a luat sfârșit. Noi la Putna ne chemeam și la Sucevița. Voroneții poartă cer, vatră, Moldovița. Oamenii care avem, toți sunt pentru țară. Nu ne face nimenea neam de ocară. N-am cerut la nimenea că avem de toate. Să ne dea Dumnezeu numai sănătate. Fete și feciori cu minți să ne poarte neamul. Să ascultă de părinți, ca bucovineană.